Ce putem vedea în aceste sere? În cele sera expozițională Parcului Rotaver e organizată în 7 pavilioane, compartimente, pe climate. Ne regăsim aici în climatul tropical și putem regăsi plante dintre cele mai exotice. Și pot să vă spun că ne mândrim să avem un singur exemplar de Jurassic Tree din România. Nu are nicio grădină botanică, este un arbore fosilă, găsit chiar de acum 200 de milioane de ani și a fost descoperit în 1994 de David Noble. Ce găsim în celelalte zone, în celelalte șase? Șapte porturi, pavilioane, sunt organizate pe climat tropical, mediteranean, deșert cactus, deșert suculente, o zonă de palmariu și zona ecuatorială. Intenția noastră a fost, în primul rând, să finalizăm acest proiect care a fost finanțat din fonduri europene. Și al doilea lucru și la fel de important, să oferim bucureștenilor un loc unde să viziteze, inclusiv în anotimpul rece, o zonă înverzită cu plante exotice, cu plante unicate în România, și o să vedeți de ce spun lucrul acesta, îngrijit și gratuit. Deci accesul în aceste sere se va face gratuit. E adevărat, doar însoțiți de către un ghid care să explice ceea ce se întâmplă în aceste sere, având în vedere că există un climat specific pentru fiecare seră. Domn primar, dar de ce a durat atât de mult? Că bănuiesc că asta este ce doresc să știe și locuitorii din parcul Bun, din zona Drumul la Taberei. La proroarea mandatului am găsit un proiect care era pe moarte. Pur și simplu, banii trași de la Comisia Europeană, băgați în aceste lucrări pe care dumneavoastră le vedeți în parcul Drumul Taberei și care, din păcate, nu a fost gestionat corect. În 2018 am decis, pentru că riscam să pierdem fondurile europene, am decis să mut biroul în parcul Drumul Taberei și în 8 luni de zile am finalizat lucrările. În serele la care facem referire acum, inițial în proiect, au fost prevăzute plante pentru o singură seră. Vă imaginați, nu poți să ai 7 sere, da? Cu o capacitate enormă de preluare de plante și tu să prinzi în proiectul inițial plante doar pentru o seră. Și a trebuit să suplimentăm și să adaptăm capacitatea serelor la numărul de plante pe care noi trebuie să-l plantăm. Și asta am făcut. Dar spuneți că nu a fost bună nici soluția tehnică, soluția de climatizare. Da, dacă soluția de climatizare inițială era pur și simplu pe energie electrică. Presupunea un cost enorm lunar pentru consumul de energie și atunci s-a optat pentru o variantă ecologică, o variantă verde, respectiv încălzire prin sisteme și răcire, climatizare prin sistemele geotermale, care sunt la mare modă în momentul de față în toată lumea civilizată și asta am făcut. Am aplicat o măsură modernă, o tehnologie modernă la ceea ce avem astăzi în parcul Drumul Taberei, astfel încât costurile de întreținere pe parte de consumuri energetice să fie cât mai reduse.